v-am găsit, dragii mei. Sunt convinsă că dacă victoriile sufletului ar putea fi măsurate și premiate, așa cum se întâmplă cu izbânzile profesiei, invitata noastră, invitata mea, n-ar mai fi cunoscută drept o a cântecului popular gorjenesc. Și ar câștiga toate maratoanele încercărilor nedrepte, curselor cu obstacole ale destinului, sprinturile după liniște, săriturile în înălțimea fericirii și mai ales toate competițiile firescului și ale bunului gust. Este o femeie model, nu pentru că a dovedit prin cânte că cu o moaștrei inegalabilă, nu pentru că ține cu palme catifelate hățurile unei cariere lungi în perioade grele, ci pentru că este autentică, pentru că spune lucrurilor pe nume și de bun simț tulburător zâmbește deschis și în ciuda unei istorii zbuciumate de viață, poartă cu ea darul strălucitor al liniștii și bunătății sufletului. Îi spun bun venit doamnei Maria Loga. Bine te-am găsit la Vinia, îți mulțumesc că m-a invitat, îți mulțumesc ție, lui Cosmin Man și întregul, întregii echipe de la Etno TV. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația Cu și da. era în discuție de mult timp să veniți la emisiune, dar cred eu că Dumnezeu le rânduie astfel încât să ne exact. întâlnim la momentul oportun. Toate la timpul lor. Sunteți la fel de frumoasă, era la fel de vesele, trecani. dar prima întrebare pe care v-aș o ar fi Spune. dacă vă este frică de dezamăgiri? Wow! Mi s-a tăbăcit pielea de atât de dezamăgiri câte am avut în viață. Și acum mă aștept la orice de la oricine. Adică nu mai este ca și cum m-am obișnuit. Deja sunt și o acceptare pentru dumneavoastră. M-am obișnuit și a fost dureros și este dureros atunci când te dezamăgesc oamenii dragi, oamenii pe care i-ai ținut aproape de suflet, pentru care ai făcut ceva pe care i-ai ajutat în diferite momente ale vieții atunci durerea e mare. Cât te dezamăgește un străin, așa treci cu vederea, asta e caracterul, asta a fost, dar când te dezamăgesc ai tăi, atunci e cumplit. Dar toate trec, toate trec și vin, cum spune poetul. Care ar fi cel mai neadevărat lucru care s-a spus vreodată despre dumneavoastră? Că sunt un om rău. Total neadevărat lucruri care se întâmplă să-l întâlnești o foarte des, acela de a fi atribuit oamenilor buni în general. Adică dumneavoastră sunteți contrariu celor spuse. La mine, în spatele acestui, acestei etichete care mi s-a pus de către unii, nu toată lumea, cine mă cunoaște foarte bine sau publicul larg, n-au spus lucrul ăsta și nu și-au făcut impresia asta. Sunt anumiți oameni care nu m-au cunoscut unde ajuns de bine, ei confundă faptul că eu sunt un om extrem de puternic, sunt prin natura mea, sunt balanță și sunt foarte echilibrată și, exact cum spuneai tu în prezentare, spun lucrurilor pe nume. Nu-mi place minciuna, urăsc minciuna și întotdeauna știu că adevărul doare, dar eu îl spun cu voce tare, cu riscul de a se supăra celălalt, dar îi spun adevărul în față nu-mi place să vorbesc pe la spate, ce am de spus spun în față. Și atunci chestia asta a luat-o că, a, e rea. E rea pentru că și sunt și foarte directă da. și foarte corectă, sunt rea. Dar cine m-a cunoscut îndeaproape și nu mă deranjează lucrurile astea. Eu nu am avut, de când m-am născut și până acum, nu am avut puterea exemplului unui bărbat. Începând cu copilăria mea. Mi-a lipsit bunicii. Bunicii, vorbesc la tura bărbătească. Da. Mi-au lipsit bunicii. Bunicul meu, dinspre mamă, a decedat când eu aveam vreo 2 ani jumate, aproape 3, deci nu l-am cunoscut. Bunicul dinspre tată nu a trăit cu mine și nu a contribuit cu nimic la creșterea și educația mea. Practic a fost un străin în viața mea. Apoi tata, la fel, a lipsit cu desăvârșire. Din viața mea. M-am căsătorit foarte devreme, așa cum era acum 40 de ani, în urmă, după terminarea liceului, la 19 ani, m-am căsătorit. În relație de 12 ani, aproape 13, am fost mereu singură și fără sprijin. N-am simțit mâna unui bărbat care să-mi fie alături și să simt că mă sprijină în, loc, în momentele grele sau să facă ceva pentru mine ca eu să simt că există. Mă, există, și că mă ocrotește. A venit a doua căsnicie, din nou am fost eu cea puternică. Dar oare n frustrat bărbații pentru modul în care apariția dumneavoastră, felul în care vă comportați independența de care dădeați dovadă și atunci poate se retrăgeau automat din... Nu, așa a fost temperamentul. Fiecare și avea Tata s-a despărțit de mama când eu eram copil și am trăit fără tată, primul soț avea alte activități și ne-și neglija familia implicit pe mine. Cel de-al doilea era mai sensibil, să zic eu, mai tăcut, mai liniștit, mai ponderat, deci tot timpul eu nu am simțit puterea aceea unui bărbat pe care să mă pot sprijini în momentele grele. Și dacă viața a fost așa cum a fost, eu atunci a trebuit, începând din copilărie și până acum, să mă îmbrac într-o platoșe, să iau un costum nevăzut, cu care să țin totuși răutățile la distanță. Și atunci n-am putut să le țin decât cu ce se poate apăra o femeie. Că nu are putere fizică să lovească sau să... cu gura. Ca asta ni se spune noi, e tare în gură, e rea de gură sau cum se spune. Ei, eu n-am fost rea de gură. Eu uh, m-am folosit de argumente și am spus întotdeauna adevărul. Și revenim, A ave, revenim la discuție, adevărul doare întotdeauna. Când îi spui unui om adevărul în față, fără menajamente, el deranjează. Și ce e rea? E rea de gură, e rea, e așa. Eu aș spune că, că e cv unui om de calitate pentru că adevărul nu poate fi acceptat de mulți și nu poate fi spus de mulți. Și oamenii de această calitate merită păstrați în viețile noastre. Probabil am făcut și greșeli la viața mea, probabil n a fost bine modul cum eu am, după cum am trăit. Eu nu am știut să fiu un om diplomat. N-am fost niciodată o persoană diplomată, să folosesc diplomația. Pentru mine diplomația este sinonim cu minciuna. Adică a fi dulceag și diplomat și a fi învăluit cumva să așa. pe Așa, periuța, știu să asta înseamnă să-l minți pe ăla, adică dacă sentimentele mele sunt într-un fel și eu am o impresie clară formată despre tine, de ce ar trebui să o iau așa prin învăluire și să... Nu! Cine mi-e drag să apropie de sufletul meu, cine nu, îl ignor pur și simplu, adică persoana respectivă nu există, dar ca să fac compromisuri, să... să fac jocuri murdare, să joc la două capete, să mă duc cu vorba de colo-colo ca să-mi fie mie bine, n-am făcut-o niciodată și am pierdut, să știi pentru că... Asta era prima întrebare am pe pierdut, care am pierdut mult dacă eram mai diplomată mai calculată, mai mai parșivă în ghilimele, poate ce. că eram dar, dar nu vedeți, știu. nu v lăsa sufletul să faceți asta pentru că dincolo nu. de toate aveți și credința nu. De care și credința și așa, așa mi-a fost felul de a fi, așa am fost educată Dumnezeu știe. Poate așa a fost și de acolo de sus, poate că Universul a lucrat, poate că Dumnezeu a scris cumva în Cartea Vieții lucrurile astea și poate că așa a trebuit să se întâmple. Care a fost cea mai importantă lecție care vă, pe care v-a oferit o viață? Să nu te bazezi niciodată pe altcineva, dar niciodată. În momentele grele și umbra te părăsește, știi? Când apare soarele, nici umbra nu... nu am căutat să, să, lupt și să muncesc, să nu-mi lipsească nimic și să fac totul de una singură, încât să nu apelez la nimeni și ți-am spus, revenim, n-am făcut compromisuri. Mi-am învățat și fetele să fie independente, să muncească, să aibă pâinea și cuțitul în mâna lor, Că nu se știe viața. E cu duș și întors. Nu știi la un moment dat ce se întâmplă. Și nu te poți baza pe cel de lângă tine. Am soțul cu funcție sau am soțul cu bani sau am soțul bogat sau din familie bună sau... Nu. Eu n-am făcut nici măcar când mi-am ales uh, uh, nașii sau prietenii cu un, cer, cu, cu un anume interes. Adică îl pun pe ăla naș că e mare director de televiziune sau mare ziarist sau mare... Eu știu, om de afaceri Și am niște avantaje, adică mă poate ajuta Într-un anume fel Nu, niciodată nu m-am gândit la lucrurile astea Și la fel și pentru fetele mele Mi-am ales Cu sufletul și cu inima Nu cu interes. Doamna Maria A existat vreo zi în care Să vreți să opriți timpul și să evadați Din toate, pur și simplu Să nu mai existe nimic în jur decât gândurile Și speranțele dumneavoastră La dragă a făcut COVID-ul ăsta ce mi-aș fi dorit eu, că de un an de zile stau într-o continuă evadare și sunt atât de liniștită. Parcă nu v-aș adică fi așteptat, vedeți, parcă nu a venit așteptat. o recreere. Tot spre bine, să știi. Da, ca o recreere a fost. Eu în 40 de ani am făcut socoteala, cred că de vreo două ore am stat acasă, revelioanele. O dată că am născut, prima fetiță, și o dată că am fost foarte bolnavă într-o iarnă. În rest, eu la fiecare revelion eram plecată. Crăciunurile, sâmbetele, duminicile, Paște, toate sărbătorile de peste an, tot ce există sfânt în calendar. Adică, sincer, obosisem la un moment dat și a venit așa ca o... a fost un moment de, de, de liniște. Aici m-am regăsit. Am avut timp să mă ocup de toate. În primul rând de mine. De sufletul meu, de mine. Am avut timp să vorbesc cu mine, am avut timp să mă cunosc mai bine pe mine. Cum vă eliberați de energiile negative? Mai nu prea cred eu în treburile astea. Eu mă eliberez de toate relele și de toate energiile, găsindu-mi activități care să-mi facă bine și sufletului și mentalului. Eu am acasă, cum știe toată lumea, un solar, un solar. De care mă ocup, în care plantez plante, pe care le îngrijesc. Mă îngrijesc de animaluțele care le am, cresc păsări. Acum am când ai un animal, asta îi implică multe, adică să-i faci curățenie, să-i schimbi așternuturile, să-i dai mâncare și apă proaspătă, adică nu e așa un bibelou pe care îl vizitezi din când în când. Și nici să lipsești de la domiciliu prea mult. Nici să lipsești prea mult. Uite, eu când plec, am pe unchiul meu, vecinul meu, pe care îl, îl iubesc din tot sufletul meu, îl simt, l-am simțit dintotdeauna ca pe un tată e destul de în vârstă acum, dar de câte ori plec îi spun tataie, vezi că eu plec la București du-te tată fără grijă și vino sănătoasă știu că dă mâncare, știu că pune apă știu că are grijă, ca de propria lui gospodărie ne desparte doar gardul am uh, o verișoară foarte bună, care mi-aduce și lapte și produse lactate în fiecare săptămână am o cumnată, foarte cum se cade peste stradă de mine, pe Lorena pe Cici, sunt îngrijorată de uh, oameni buni și oameni dragi. Și mi-am făurit acolo un univers al meu. Și să știi că de șapte ani de când a murit mama, în primii doi, trei ani a fost cumplit. Dar după aceea, dacă n-ar fi uitarea și n-ar veni obișnuința așa asta, ce am face? În primii ani mi-era greu. Când deschideam poarta și intram în curte, instantaneu urlam. Dar încet, încet m-am liniștit. Iar acum când intru, închid poarta după mine, închid ușile și mă inund o liniște. Și acolo știu că între zidurile casei mele și între, în curtea mea și în casa mea, nu poate nimeni să-mi facă rău. Acolo mă simt ocrotită. Acolo sunt eu și cu bunul Dumnezeu. Atât. Și îmi găsesc liniștea acolo. Mult timp după pierderea mamei ați, ați simțit durere. Trei ani, patru ani chiar, da, durere imensă. Vă lipsesc îmbrățișările oh, mamei. Și acum vorbesc cu ea când am ceva, o durere, o ceva pe suflet. Mă duc și mă așez în camera ei, la tablou ei, și îi povestesc, cum ți-aș povesti, ție, cu voce tare. Și îi spun tot. Și simt că după ce mă descarc, e ca și cum mi s-au rezolvat toate problemele. Mă liniștesc. Deși până Știu că este acolo și că într-o bună zi cred că cred că mă va ajuta într-un anume fel că ea a plecat cu un foc mare din lumea asta un singur foc a avut pe suflet și eu zic că au trecut șapte ani și că se va întâmpla o minune după ăștia șapte ani ce a apăsat-o pe suflet doamna a apăsat-o a avut ea o apăsare eu n-am avut-o, dar ea a avut-o. O fi împăcată acolo unde este, cu gândul că dumneavoastră sunteți singură pentru că dânsa și-a dus crucea pe care a avut-o, va a crescut pe dumneavoastră. Simplu nu i-a fost și. a fost simplu. Uh, soarta mea este trasă la indigo cu cea a mamei mele. Este aceeași soartă, aceleași evenimente, aproximativ la aceleași date. Vorbesc ca vârstă, ca, ca tot. Adică este o... Dacă deschizi, sunt două file identice din Cartea Vieții. Asta numai un numerolog, un om care să pricepe la treburile astea, să poată să adune niște date, să spună. Eu nu... Nu știu să spun. Eu știu decât că există acolo o putere care întoarce filele. Vieții. Dar au existat momente în viața dumneavoastră, doamna Maria, în care... Poate ați zis de ce merit eu asta? sau? Nu. Pur și simplu ați acceptat, acceptat destinul tot, așa cum a venit. tot ce a venit, da. da. De asta ați și putut să treceți cu atâta echilibru. Într-un fel peste. sau altul am prevestit, am prevăzut. Au fost chestii la care pur și simplu mă așteptam. Că într-o bună zi se vor întâmpla. Adică am știut. Și le-am prevestit și chiar le-am spus cu voce tare. Ca adică și cum cineva mi-ar fi spus dinainte Uite ce ți se va întâmpla Adică mă așteptam Ce regăsiți în dumneavoastră Și în același timp Știți, știți sigur că asta o aveți de la mamă Multe Multe foarte multe Și am foarte multe pe linie maternă Bunica mea e mama lui mama Bunica maternă m-a crescut pe mine ea a stat permanent cu mine pentru că mama avea servici și pleca dimineața la 6 și venea seara la 6 să mă poată crește cu un singur salariu și cu o pensioară de-a bunicii. N-am avut o copilărie ușoară. ușoară sau pe roze, nu, nici de cum. De asta a trebuit să muncesc de la... Eu sunt angajată în câmpul muncii cu carte de muncă din 6 august 1979. Aveam 19 ani, terminasem în liceu și bunica era foarte bolnavă, era cu paralizie de 3 ani de zile pe partea dreaptă. A și decedat în anul ăla, tot în 79, am pierdut-o și faptul că ea era bolnavă, imobilizată la pat, eu n-am putut atunci să mă țin de carte de învățat și să dau la facultate. Aveam un plan și asta îmi doream, să fac agronomia la Craiova plăcându-mi foarte mult plantele, animalele, dar n-am reușit atunci la timpul ăla pentru că necazurile, lipsurile, supărările, faptul că ea a decedat, m-am căsătorit și viața a luat o altă întorsătură. Au venit copii, au venit alte necazuri, alte probleme și uite așa, din greutate, din greu în mai greu. Și Dumnezeu le-a le așezat în așa fel încât acum să mă declar pe deplin un om liniștit și împlinit. Și foarte bogat. Sunt foarte, foarte bogată. Am o avere pe care neprețuită. Fetele mele și nepoții, despre care întotdeauna vorbiți, la fel de frumos. Ei sunt tot ce am eu mai bun și mai depreț pe lumea asta. Atât. Să nu plec. Nu vreau să fac asta, doamna Maria, dar știu că niciodată n-ați fost omul materialist. Vă duceți în continuare misiunea asta pe pământ și eu sunt convinsă că i-ați ajutat de la bun început. Mai ales că mi-aduc aminte când eram cu Matias atât de mic și ne vedem oh. vedeam la filmări și uh, tot timpul spuneați de nepoți Și că îi aveți preajmă Și mi arătați poze cu acasă ei am, uh, Și este punctul dumneavoastră sensibil, sensibil da, da. da, am doi băieți gemeni Radu și Dragoș uh, O fetiță Ana O fetiță Mara Și Mihai cel mai mare uh, Când uh, nu i-am pe ei De plec de acasă Am copiii mei de la școală 23 de copii pe care iubesc ca și cum ar fi ei mei. Și zi de zi mă întâlnesc cu fiecare din ei și cântăm și învățăm cântece și vorbim și povestim și uh, ziceai că unde îmi găsesc puterea sau unde, unde mă descarc, unde, cum scap de negativitate. Așa scap. Cineva spunea zilele trecute, zice, domnule, în pandemia asta n-am mai cântat, am încercat să cânt două cântece și am răgușit. Zăba norocul meu cu copiii, că eu cânt în fiecare zi vreo trei ore, adică 3 patru ore nu, nu îmi tace gura. Așa că este și un exercițiu pentru voce și un exercițiu pentru suflet. Și dacă totuși am avea cheița atât de prețioasă a timpului și am putea răsuci să aveți de ales între o familie, un soț, copii și nepoți și de cealaltă parte, gloria profesională, ce ați alege, doamna Maria? Oh. Categorii familia, gloria vine și trece, niciodată vedetismul și e, cariera nu te așteaptă acasă. Acasă te așteaptă familia, un soț dacă ai norocul să-l ai, să fie bun, mamă, tată, copii, nepoți, familia este principalul. Cred că asta aș alege, așa cum am ales, așa aș alege cât de mult contează un început frumos în viață? Contează și începutul frumos, dar contează să-l parcurgi frumos, să parcurgi viața frumos. Și doar așa îți găsești liniștea, să cauți să nu faci fapte rele de care să te rușinezi la bătrânețe. Pentru că vine o vreme în care privești așa peste umăr și de ce să ai regrete și să spui de ce am făcut? Să nu faci rău celor din jur. Că dăm din gură toată lumea, nu e om care să nu săvârșească păcatul ăsta. Avem. Dar de la zice cu gura și până la face fapta e cale lungă. N-am făcut rele niciodată, rele vizibile și rele de care să mă rușinez, adică să, să fac rău voit cuiva. Poate am făcut involuntar, eu știu, poate am îndreptăți pe cineva cu o vorbă, cu un cuvânt, cu o părere pe care mi-am dat-o și poate s-a simțit nedreptățit. Dar ca să fac răuvoit și studiat dinainte, premeditat, premeditat. nu, 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 n-am făcut niciodată. E teamă de de puterea divină. Fără îndoială sunteți o femeie la fel de frumoasă și acum, mm -hmm. ca și în tinerețe. În ce context iese uh, cel mai bine în evidență frumusețea unei femei când o comparăm cu alta mai puțin zestrată sau când stă la brațul unui bărbat frumos? Sau nu contează nu lângă că nu cine? există femei urâte. Există, fiecare femeie e frumoasă în felul ei. În fiecare femeie găsești ceva frumos. Dar cred că cea mai importantă frumusețe este frumusețea caracterului și a sufletului. Asta nu îmbătrânește, sufletul nu îmbătrânește niciodată. Noi putem să avem 90 de ani, să avem riduri, să ne cadă pleoapele și fața, să albim, să ne gheboșim, dar sufletul rămâne tot ăla de copil. Eu și acum am momente în care mă joc cu copiii mei, am momente în care mă împiedec prin casă de păpușile lor, le mai iau, le mai pieptă, nu mai mă uit. Mi-aduc aminte cum mă jucam când eram copil. Privesc bucuria mea cea mai mare e când vine primăvara și începe să îmi dea în grădină toate floricelele. Am acum grădina de pildă plină de ghiocei. Da. Asta sunt bucuriile mele. Că văd natura care naște și cred că frumusețea sufletească. Asta ar trebui să. Sufletul frumos ar înfrumuseța și mai mult orice om. Deci o femeie, e frumoasă, o femeie e frumoasă atunci când e fericită. Când e fericită. Când e fericită. Și dumneavoastră ați fost genul de om și de femeie care s-a bucurat de lucrurile mici da. și întotdeauna a știut să prețească da. talentul oferit de Dumnezeu. Da. M-am bucurat de orice pe lumea asta și mă consider un om fericit în momentul ăsta. Aveți două fete minunate care au dat naștere celor cinci nepoței minunate. Am două fete minunate care m-au ascultat și care știi cum e la vinia, pe timpul nostru, cum zicem noi, pe timpul nostru, altfel primeam sau altfel dăruiam educație unui copil și eu am primit o educație mai austeră, mai, mai așa, mai nu e voia aia, nu e voia aia, nu strictă, e voia aia, strictă. Da. Pe când acum eu zic că e foarte multă libertate și este o libertate uneori prost înțeleasă de marea majoritate și nu duce la nimic bun. Trebuie să avem și un pic limite. de limite, da, să ne, ne punem niște limite. Și mai vorbeam de frumusețe la femei, să știi că orice femeie, cât ar fi așa, dacă se îngrijește, devine automat frumoasă trebuie să se iubească pe ea, trebuie să aibă grijă de ea, să-și facă timp pentru ea. Cât e mică acolo, nimeni nu spune că trebuie să mergi în fiecare zi la coafură sau la manechiură sau să te machezi în fiecare zi. Sau... Nu, o femeie frumoasă, dacă are sufletul frumos și caracterul frumos, își dă cu apă dimineața pe față și se vede. Se piată, strânge părul și se vede pe chipul ei frumusețea. Și nu poate, dar mai ales dacă e și mamă, și e înconjurată de, de suflete uite cum ești tu, o mică tânără cu doi copii poți să nu fii fericită și nu poți să nu te bucuri de numai când îi vezi pe ei așa și de suflet. eu am înflorit de când au înflorești. venit copiii pe lume așa efectiv este. înflorești dar fetele da. v-au dobândit independența și uh, uh, felul în care ați fost o femeie puternică v-au dobândit asta? amândouă uh, au fost luptătoare amândouă mi-au învățat amândouă au pâinea și cuțitul în mâna lor. Cea mică mi-a făcut o bucurie acum, în an de pandemie, în 2020, a absolvit cea de-a doua facultate, să vă trăiască, a luat doctoratul și este profesor universitar de sociologie și mi-a făcut o mare bucurie. Când mi-a venit cu teza de doctorat și când a editat o carte și mi-a adus-o cu dedicație, cred că am simțit că tot cerul mi l-a dăruit Dumnezeu, toată bucuria pământului, toată. Cred că nu există bucurie mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copiii bine, copii liniștiți. Să nu depindă, să nu stea la mâna nimănui, să nu depindă de nimeni. Să fie puternice, să lupte și să fie stăpâne pe viața lor. Au regretat vreodată că n-au avut nici ele la rândul lor Tatăl? modelul patern. Asta ele știu. Eu, ele au menținut relația caldă cu tatăl lor și la ora actuală locuiesc în aceeași curte, au o relație ce în sufletul lor și în mintea lor asta doar ele pot Dar să niciodată știe. nu v-au judecat alegerea de a vă separa. Nu pentru la că venit. ele erau mărișoare când m-am despărțit și au știut exact de ce, din cauza cui și care a fost motivul real al despărțirii. Și atunci nu aveau cum să își pună întrebări, pentru că aveau răspunsurile deja... Dar știu că a fost o perioadă uh, grea pentru dumneavoastră și știu că v-au fost luate fetele de lângă dumneavoastră. Asta a fost de mult înainte, da. Da, A fost un episod mai greu și urât din viața mea, dar... Nu v-ați lăsat și nu v-ați dat bătut. Toate... toate Probabil așa a fost scris, așa a fost să fie, să trec prin toate astea. Dar am trecut. Și acum am uitat așa și zic. Nu mi se mai par acum, atunci, la timpul de atunci, eram și foarte tânără. Nu aveam 28-29 de ani, adică eram tânără, foarte tânără. Și nu eram ceea ce sunt acum, nu eram. cum să spun, alergam mult, munceam mult, cântam mult m-am sacrificat foarte mult ca să nu le lipsească nimic. Alergam, nu țineam cont unde trebuie să plec, ce trebuie, cât trebuie să cânt, câți bani iau, când nu conta. Trebuia să mi le cresc. Trebuia să le cresc, să le educ, să le țin în școală și să le canalizez dedica pe viața. Lor. dedica viața copiilor. Probabil de asta, acum uitându-vă la rezultat și la toate lucrurile pe care le obțin fetele, cât și nepoții, de asta simțiți sublimul, pentru că știți că viața v-a oferit aceste coborâșuri. Sunt și lucruri dar pe au care fost eu pozitive. mi le-am dorit să mi le fac și n-am reușit să le fac. De exemplu, în copilăria mea mi-a mi plăcut foarte mult pianul. N-am avut ocazia și n-am putut să cânt la pian. M-a dat mama o perioadă la acordeon. Am făcut vreo 2 ani de zile, după care n-am mai continuat. Dar mi-a rămas acolo cuibul sufletului. Așa. Un mic regret. Un mic regret. Dar a trecut timpul și nepoțica mea cea mare dintre fete, Ana, care are 12 ani, este în al treilea an la pian. Și mi-a luat locul 2 pe Oltenia la, la pian. Felicitări! Și cântă extraordinar de frumos cu pianul. Și mi-a luat locul 2, nu, locul 1 a luat la pian și locul 2 pe Oltenia la informatică este foarte bună pe informatică este foarte bună la matematică cântă foarte frumos cu vocea pentru că o ajută foarte mult pianul și se duce acolo unde și dacă câteodată mai glumesc cu ea și încerc să o păcălesc și să fredonești ceva așa un șor false, imediat să se sizează să uită, babii adică nu e Dar okay. în afară de ea vă mai moștenește talentul vreunul din nepoți? Toți cântă. Toți, adică gemenii și cu ea. Cealaltă are pentru sport. E, e nebunită după fotbal feminin, se duce la școală, la antrenamente, la handbal, la basket, adică îi place. Deci toți au activități extracurriculare da, și talentate. Da, da, da. Iar Ana, pe lângă astea, mi-a făcut mai că sa... n-am știut. A scris la calculator, avea 9 ani, era prin clasa 3. -a. Și la un moment dat a venit mai că la mine, cu o cărticică, așa, uh, povestiri ceva pentru copii. Și m-am uitat, zic, ce e asta? Zice, citește. Și când mă uit, Ana Natalia Loga. A scris o carte pe, de povești pentru copii, pe care a editat-o. Ce frumos! Uh, și este un copil, uh, un copil care e foarte ascultătoare și foarte cu minte și foarte docilă și foarte respectoasă, și Mara este foarte atașată de mine în ultimile trei luni de zile mai că s-a fost la niște cursuri și eu a fost cea care m-am ocupat așa mai am stat mai mult în preajma ei și am am închegat așa o relație foarte caldă foarte frumoasă și ne-am ne -am legat mai mult una de cealaltă de bunica, dincolo de bunică, nepoată, da, prietene da, da, cu da, da. confidente chiar îmi spune așa multe lucruri și zic, și mami știe? Încă nu i-am spus. I-am spus ție prima dată. Da. Dacă ar fi să aveți un uh, regret în viața aceasta, care ar fi sau mai multe, doamna Maria? Nu am regrete. Singurul, singurul regret și singura mea dorință uh, pe care n-am putut să mi-o împlinesc, nu știu dacă a fost sau dacă n-a fost din vina mea sau nu știu. Este că, neavând o familie în copilărie, mi-am dorit enorm de mult să am familie. O familie frumoasă și închegată. Și n-a fost să fie. Poate pentru că a stânjit foarte mult după asta. Mi-am dorit din tot sufletul să am o familie adevărată. Cu mamă, cu tată, cu copii. cu. Nu se poate fie. de unul singur, iată. Este foarte greu e foarte greu. Eu am luptat de una singura și am mers în paralel, adică eu n-am fost omul care să renunț la familie și la copii și asta ca să mă dedic carierei și să-mi doresc o carieră strălucitoare dar să-mi neglijez cu familia. Ați fi pus mai mult accent pe asta și eu, v eu, neglijat. eu am pus mult accent pe, pe familie și pe copii în special și pe mine m-am neglijat uneori. Poate ar fi trebuit să fac mai mult pentru mine decât am făcut. Dar Atât am putut, atât am făcut, atât a fost să fie. Sunt mulțumită că am dobândit în timp dragostea oamenilor. Și poate că dacă nu se inventa această rețea de socializare, Facebook-ul, poate că n-aș fi conștientizat și n-aș fi aflat niciodată câtă lume mă apreciază și câtă lume mă iubește. Pentru că asta e vizibil. Poate vedea ori și tu și oricine din lumea asta doar deschizând pagina oficială, o pagină care are în jur de 70 și ceva de mii de urmăritori și vreo aproape 70 de... Uh, rău, dar like-uri. Dar sunt like-uri neplătite, necumpărate de la Facebook. Sunt reale. Și atunci când postești ceva... Sunt câteva mii de mesaje și câteva 7, 8, 10, mii de like-uri. Adică oamenii ăia nu sunt plătiți. O fac cu știți și, vă ca știu așa și doresc, pentru că vă apreciază. Da. Își doresc și o fac probabil cu sufletul și cu inima. În afară de mesajele din privat și în afară de faptul că mă întâlnesc cu oamenii, adică. Dacă n-ar fi fost Facebook-ul ăsta, n-aș fi aflat poate niciodată, că nu aveau cum să-mi spun atâtea mii de oameni, Doamnă, vă apreciez sau Doamnă, ne place sau Doamnă, vă stimăm. Sau... Asta e o recompensă și o mulțumire a tot ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru, pentru dânsii și cât v-ați dedicat, că până la urmă n-ați privit eu, doar partea profesională și cu un interes și ați început totuși de la 16 ani când ați câștigat și un trofeu. Uite că de, de subiectul ăsta n-am vorbit. Am foarte multe diplome și trofee și diplome locul întâi, câștigate festivaluri mari în țară. Dar acum, la anii de acum, când văd ce se întâmplă în toată această, nu știu, latură, cu muzica populară, cu... Îmi dau seama că la timpul de atunci... M-am zbătut cam degeaba. Pentru că toate aceste diplome nu m-au ajutat cu nimic. Și în zilele noastre uh, nimeni nu le-a luat în calcul, nimeni nu, și mai ales vorbesc de, de tânăra generație, care se uită așa și ce, ce festival, ce. Pentru că ei sunt obișnuiți să vină și să se lanseze plătind. Că dau banul, apar și pe urmă vine și îți de nas și zice, nu, pe păi ce cântă? ăla? apare la televizor? Păi și eu am fost la televizor. Dar nu au avut niciodată, sau am auzit tineri care, de exemplu, spun, zice, păi, dar eu nu cânt doina. Păi, ce? Mie nu-mi plac doinele, eu nu cânt doina. Și nici mă interesează să cânt doina. Eu zic că cine nu știe să interpreteze o doină din Suflet, așa cu Sufletul, că doina nu poți să o cânți de 10 ori în același fel o cânți de 10 ori în 10 feluri diferite o cânți de 100 așa de ori sunt în 100 de feluri diferite niciodată nu poți să o cânti o doină nu poți cânta adică să o suprapui în studio. cum ai cântat-o așa rămâne că n-ai cum inflexiunile, starea intonația totul diferă de la o secundă la altă, doina e complicată și o cântă decât omul care îi place cânte cu îl iubește, îl respectă și îl simte. Dacă nu îl simți și când doar pentru bani și doar pentru a te făli că stai trei minute pe ecran la televizor, nu reușești nimic. Și de asta spun că pe mine generația mea, da, mă respectă, adică pentru că toți am trecut pe acolo. Am trecut prin concursuri, filtru. prin filtru și prin girul marilor specialiști ai acestei țări când te duceai la un festival și auzeai că este domnul Ludovic Paceag sau Gruia Stoia sau Eugenia uh, uh, Florea sau, uh, nu știu, doamna Marioara Murărescu sau Elize Stan, îngheța sângele în tine. Îngheța sângele în tine. Sau dacă aveai prilejul să cânți alături de artiști mari, auzeai că vine în spectacol doamna Irina Loghin, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, îngheța sângele în tine. Ți era rușine să stai la 5-6 metri de dumnealor, Da, aminte să te duci să intri în vorbă. Acum nu. Nu mai există respect față de vârstă, față de carieră, față de ani de muncă, de experiența trăită pe scenă. Nu mai ține nimeni cont de nimic. Adică, azi începe să cânte și peste o săptămână e vedetă deja, e star. Ori lucrurile nu stau așa. Și o să vină vremea. În care eu cred, poate nu mai apuc eu timpurile alea, dar cu siguranță se vor întoarce înapoi. Trebuie să se reintre în făgași. O, o societate și o nație fără carte, fără cultură, fără artă, fără cântec, e o societate moartă, săracă fără și săracă și fără suflet în ea. Nu poți. Să nu te duci într-o sală de spectacol Să vezi o piesă de teatru Sau să asculti, nu știu Un spectacol de operetă, de operă Eu am venit toată la București Și am fost la operetă Și am plecat de acolo Parcă eram cu 20 de ani mai tânără V-ați marcat pentru venirea că, și v-ați Pentru că am, la noi la Târgu Jiu Fiind oraș mic de provincie Nu avem așa ceva Și ocaziile noastre sunt din păcat Rare, nu avem Acum, pe pandemie, cât a fost teatrul Elvira Godean închis, am suferit enorm. Adică, mai ducem copiii la o piesă de teatru, de copii, mai. Nu se poate. Să nu pui mâna, să, să citești. Înțeleg că se va scoate de, din materia școlară geografia și istoria. Pe păi ce popor rămânem atunci? Să nu știm unde ne aflăm pe planetă și să nu știm istoria, să nu ne cunoaștem trecutul. E cumplit. Dar noroc că eu acasă cu ai mei fac ce făcea bunica mea cu mine. Îmi arăta cartea de istorie și punea degetul. Și eu aveam vreo trei ani și doar punea degetul. Cea tefa male, ăsta tepeciu, ăsta cu doja, ăsta. Îi cunoșteam, nu știam eu prea multe lucruri despre ei, dar bunica mi-a arătat și îmi spunea despre fiecare povestea lui. Da, dar cred și... că și generațiile, și felul în care bunicii se comportă acum cu copiii, și probabil că au acces foarte mult la informații, nu mai au aceeași răbdare. Pentru că și eu mi-amintesc de cum se comporta bunica cu mine și uh, faptul că petreceam timp împreună, în, exact cum a spus, la teatru de păpuși, da? în da? locurile de joacă. Acum, da? spații de joacă, tehnologie, nu mai sunt atât de copii echilibrate activitățile. zic întrebarea lor și Gemeni și Ana și Amara de câte ori vine, Babi, ce, ce gătim astăzi în bucătărie? Să-i las să facă o plăcintă, o prăjitură, o ceva, adică să facă ei și eu doar să-i supraveghez. Și au învățat, au învățat în timp și acum știu. Sunt experți chiar, Ana învârte, nu le eu. Clătitele, clătitele, nu? Clătitele, da. Și checuri și tort de mere cu zahăr arț și cu... Acum îmi dau seama că... de ce aveți relația atât de apropiată, pentru că ei acolo da, chiar sunt da, în vacanță da, la bunica. Da, da. Și gătim și le place, că îi las sau vin și ce ne lasă să -ți facem ordine. Duceți-vă, mă, faceți ce vreți voi. Și se așează la... Și chiar dacă e ordine făcută și sunt așezate milimetri ele, le scot înapoi, le pun pe mărime, pe culori, pe, adică toate vasele, farfurile, cănuțele, că își fac o, o delectare pentru ei. Și gata, babia am terminat. Înaltă în șifonier. Ne lasă să facem. Faceți, mă, sunteți liber, faceți ce vreți voi. Mi-închipui da. că sunt de neuita așa cum v-aș pune bunia. întrebarea următoare. Ce simțiți ca au nepoții de la dumneavoastră, și ce credeți că peste ani se vor trezi și o să spună: Uite, asta am de la bunica, exact cum ați zis și noastră puțin mai devreme? Sunt foarte multe obiecte în casă pe care am văzut că au prins drag de acum și se atașează Tot ce e în casa aia, lor le rămâne. Că, știi cum, e, nu iau nimic când plec. La doamne doamne toate rămân pe loc. Și se uită pe sidiurile mele, se uită în dulapul care este special pentru costume populare și mă întreabă. Dar mai ții minte de unde-l ai pe ăsta și încep să le spun povestea. Adică, am fost uh, cu câțiva ani la nuntă, la Cutare, așa, 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 și le încep să le povestesc. Și de multe ori le țin Și pe oameni întreabă, ăsta e o pregăla care l-ai luat de la gură absolut. Adică, nu uită. Și deci amintesc, deci amintesc ce -am imediat, spus, da. da. Sau, ăsta, ăsta este când ai tăiat o precu, care ți-l a dat de perete și tu l-ai tăiat, l-ai făcut șoarțe și cu șoarțe. Adică sunt niște chestii pe care el le. Mama dumneavoastră s-a bucurat o bună perioadă de timp și de prezențele nepoților, adică strănepoții da, ei da, da. Cum vă vedea? urmărindu-vă la televizor felul în care ați făcut-o să fie mândră ca mamă, dar mândră în sensul de mândrie, bucurie sufletească. La vinia să știi că mama mea a fost uh, tăuroaică în zodia taurului și a fost o femeie mai rezervată, mai, uh, aș putea să spun, un pic mai rece. rece. N-a fost așa o femeie mămoasă, să mă pigulească, să mă... Nu. Uh. Poate și viața a făcut-o să fie așa mai dură. Soarta, destinul ei, suferințele prin care a trecut, a făcut-o să fie mai ei. Uh, niciodată mama mea nu m-a lăudat în față. Niciodată mama mea nu mi-a zis doamne ce frumos cânt sau doamne ce cântex sau uite ce niciodată, mea. niciodată. În schimb uh, am invitat-o când am făcut eu un spectacol la Casa de Cultura Sindicatelor în Târgu Jiu, în 2009, am împlinit 30 de ani de carieră. Și am avut invitați 30 de interpreți de muzică populară, colegii mei, și de generație, și mai tineri, și mai în vârstă decât mine. Și am invitat-o și pe ea alături de o prietenă de -a ei, o vecină de-a noastră. Și după ce s-a terminat, la o zi, două, mi-a povestit vecina, zice, Lili, tot spectacolul a plâns. Și zice, Doamne, ce fată am și cât e de iubită. Dar și ele vorbeau acolo între ele. Dar zic, Tanti Veta, mama niciodată nu mi-a spus lucrurile astea. Nu ție, nu ți le spune. Dar să știi că tot timpul când ești la televizor, iese la poartă și ne spune. De seară fata mea este, Mirela este cu tare, la emisiunea cu tare sau la emisiunea cu tare. Adică vorbea să descărca sufletește și era fericită, dar niciodată în fața mea. Ea nu era ea justificată, doamna ea Maria? Nu mi-a arătat introvert. niciodată că mă apreciază ca artist, sau că este drag de mine, sau că este mândră de ce fac eu. Niciodată. Mama nu mi-a arătat mie lucrurile astea. Și să știi că mă durea. Simțeam nevoia să măcar ea. Măcar ea. Nu mi-a spus niciodată dar aflam, aflam de la de la vecini, aflam de la era mândră. Și faptul că a spus iar spectacolul a durat 6 ore, de la ora 6 la 12 noaptea. Timp în care au fost trei culoare, culoarul de mijloc, culoarea de oamenii care au fost în sală și care și amintește știu că eu nu mint, în afară de colegii mei care au fost prezenți. A filmat Etno TV și s-a dat în două reprize de câte trei ore emisiunea. Probabil mai este pe undeva. Da, se bucură telespectatorii de imagini de la acel spectacol. Etno TV a filmat, eu am luat și brutul și prelucrarea spectacolului, a durat șase ore în Târgu Jiu, iar lumea care era în picioare a stat șase ore în picioare. Iar mama mea era, asta o, o frapa pe ea, se uita și cea Vetă câtă lume stă pentru ei și câtă lume o iubește, pentru că aplauzele, oamenii, florile primite, publicul, căldura publicului, pe ea asta o zice cât de iubită este fata mea. Ce liniță nu ai știut? Ba da, da. Și a plâns și des și introvertită, șase? Da, și da, exact da, cum a spus, da, datorită vieții. Da. Pe datorită pe care a avut -o. vieții, datorită. N-a avut cui să împărtășească și dumnezei exact. Bugresa. Poate nu i s-a spus că e iubită. Și n-a să-și manifeste A fost un om dragoste. care a suferit enorm de mult. Enorm de mult a suferit. Acest om a fost o martiră. Foarte mult a suferit. Și a avut o copilărie foarte grea. Când s-a născut, a prins războiul cu rușii, cu un povestea bunica, a pierdut un frate în război de 17 ani jumate. Erați singura ei bucurie. Da. Și cea mai mare. A pierdut apoi pe tata a ei, a pierdut-o pe mama ei, și eu i-am rămas singurul sprijin. Iar spre sfârșitul vieții s-au inversat rolurile. Ea a devenit copilul meu și eu mama. Adică toate greutățile treceau prin mine. Și pe ea încercam să o țin departe de toate problemele, de toate greutățile, de toate lipsurile, de toate necazurile. Adică o țineam de parte. ea nu prea știa de, de și mai ales de suferințele mele. Nu ați sau de a avut -a o misiune ușoară, dar uite că Dumnezeu v-a trimis în viața dumnei ca mai apoi să-i fiți sprijin și să-i ușurați bătrânețe. Eu nu, eu nu m-am plâns niciodată la mama mea de durerile mele sau să-i spun vreodată suferințele mele, n-am vrut să o încarc ea a plecat din lumea asta fără să știe multe dureri le-am ascuns n-am vrut să o supăr dar ca orice mamă sunt convinsă că le știa și fără să îi le spun pentru că le citea pe sufletul meu și în privire și în... mamele avem un al 12-le simț și știm să citim dincolo de aparențe și eu știu multe. Și probabil și mama ta știe și prin noi trec. Se spune și nu o spun eu, eu o vorbă. Ai copii mici, ai probleme mici. Ai copii, ai copii, mari. copii mari, ai probleme și mai mari. Și mamele și... suferă de dor mai mult decât suferim noi. Exact, întotdeauna eșecul copiilor, necazurile copiilor, problemele cu care ei se frământă, pe noi ne afectează înzecit, în sutit și în miit. Pe noi ne termină, ne termină sănătatea. Eu sunt convinsă că mama mea a căpătat acea boală incurabilă pe un șoc puternic emoțional, când a văzut durerile mele. Iar atunci a, a fost declin. A făcut clic și s-a întâmplat. Și a mai durat ceva vreme și s-a stins. Nu pot să-mi vinovățesc pe nimeni, le pun toate pe seama bunului Dumnezeu, pe a destinului, așa a fost să se întâmple. Îi mulțumesc că sunt sănătoasă și cât o vrea să mă mai țină, nu mă tem, nu mă tem de nimic. M-a întrebat cineva odată, tot așa vorbind de boală, de covid ăsta și cu tare, băi, câtă lume a murit și, și le-am spus, eu nu mă tem de moarte în sine. Nu mi-e frică că de murit murim toți la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, nu rămâne nimeni pe aici. Nu mă tem de moarte. Moartea este o binecuvântare. Te liniștești. Durerea cea mare rămâne aici pe pământ la cei care rămân în urmă și suferă. Mama mea s-a liniștit, durerea am purtat o eu și încă mai port și o voi purta până noi mai fi. Când o fi să plec eu, durerea cea mare rămâne la fetele mele, la nepoții ei vor suferi. Eu mă liniștesc. E ca un somn. Intri într-un somn și nu te mai trezești. Dar mi-e teamă, singura mea teamă este de suferință. Adică să vină cum o venit, dar numai cu suferință și cu durere să nu vină. Asta e că... și vorba mamei mele. Mi-aș dori, da. mamă, să mor, să mor în, somn, în somn, să nu simt. Da. Eu când aud de câte cineva că s-a sfârșit, ce s-a culcat și nu s-a mai trezit, zic, l-a iubit Dumnezeu. A avut adică o moarte ușoară. A avut o moarte ușoară, n-a supărat pe nimeni, n-a deranjat, nu l-a durut nimic. Că până la urmă mie mi-e teamă de durere. Nu suport durerea. Ați și avut omul pe am umeri avut și ca povara din... Am avut foarte multă durere toată viața mea și nu, nu mai, nu mai suport. Da, da, vedeți, pe de altă parte stau să mă gândesc cât de iubită sunteți de Dumnezeu și binecuvântată pentru că greutățile astea sunt date în general oamenilor care pot să ducă cum e vorba. Și că să nu-ți dea Dumnezeu, îți dă Dumnezeu decât cât, să o duci. duci. Înseamnă că am putut și te călește, te, te face mai puternic. Îți dă putere să lupți, să mergi mai departe. Doamna Maria, dar fericirea, cu adevărat fericire o putem găsi în iubire? Categoric. Categoric. Iubirea înfrumusețează sufletul te calmează, te liniștește, îți dă siguranță. Cred că nu există om care să nu-și dorească să fie iubit și care la rândul lui să dăruiască iubire. Nu cred că există. Ăia nu sunt oameni, sunt seci. Și florile sunt se usucă fără iubire. Exact. Deci nu cred. Iubirea este, face parte din noi. Este cel mai înălțător și mai frumos sentiment pe care îl poate purta om în suflet. Este minunat să te îndrăgostești, să ții la cineva, să iubești, să dăruiești iubire, să primești iubire și ideal ar fi să fie o iubire... Chimie. O chimie și o iubire împărtășită. Ce folos că te îndrăgostești tu și îl iubești și el n-are habar? Sau el te iubește și ție ție gândul în altă parte? Adică nu, dacă nu e, se formează acea conexiune, e în van iubirea. Se spune despre cuplurile care se despart că n-a fost iubire curată în momentul în care drumurile merg în paralel și nu împreună? Se poate și asta. Poate să fie de la soartă, poate să fie unul mai slab, mai influențat, să-l influențeze diverse... Nu știu ce să zic. Se poate să nu fie nici o iubire îndeajuns din partea unuia. Și acolo unde ți-am spus, dacă nu se îmbină dar ați iubit Bucurează. cu adevărat în această viață? Da, am pus suflet. M-am dăruit total, m-am căsătorit la 19 ani din dragoste. Din dragoste, chiar a fost dragoste, chiar l-am iubit, eram un copil. Și eram îndrăgostit, adică mi era drag. Că atunci nu prea știam noi de dragoste și de îndrăgosteală. Îmi era drag. Și am făcut doi copii minunați din dragoste. A fost dragoste. Dar n-a fost împărtășită. Adică nu e de ajuns să iubească doar unul sau să fie unul îndrăgostit. Dacă nu simți și din partea cealaltă, la un moment dat să termină și Și atunci nu mai rămâne nimic. Rămâne ceva sensibilă, sentimentalistă, cum sunteți ca femeie. V-ați proiectat dorința a creării sau întemeierii unei familii da. alături de omul pe care de altfel da. ați și spus că l-ați iubit. Da. N-a fost să fie dacă ar fi să alegeți o clipă sau două sau câte vă vin în minte în care ați spus în sfârșit chiar simt că acum n-am făcut umbră pământului degeaba la ce moment de succes sau de iubire, de fericire v-ați gândit mai întâi? Nu știu, cred că bucuria mea și fericirea mea cea mai mare este atunci când știu și conștientizez că am copiii, fetele și nepoții sănătoși și sunt bine cu toții. Atunci am să inundă e sufletul ei, atunci da. sunt liniștită și fericită, să-i știu pe ei bine. Nu contează că pe mine mai mă doare ceva sau nu contează că îmi lipsește ceva sau că am eu o supărare din altă parte sau toate trec. Uit tot dacă am copiii bine. Să le știu eu pe ele liniștite, să le știu că pot să-și crească în tihnă și în liniște copilașii și să-i știu pe ei bine. Să-ți o mamă exemplu. Este bucuria fiecărui părinte, fiecarei mame. Cele care sunt mame, cu adevărat. Privind în viitor, ce visați pentru copii și nepoții dumneavoastră, doamna Maria? Eu le spun mereu, ai carte, ai parte. Să învețe. Să învețe și dacă au carte și învață, cu siguranță își vor găsi un loc, dacă nu în țara asta, oriunde pe planetă. Decât să-i știu aici aproape, umiliți și să trăiască rău și să nu fie fericiți și împliniți, să-i știu și în Japonia, la Tokyo. Și să știu că îi văd o dată la 5 ani. Dar dacă mi se spune la telefon că sunt bine, inima mea înflorește. Asta e să... dovada certă că nu aveți egoism. Nu. Îmi povestea Ana, nepoțica mea, la un moment dat, gemenii mă frecționau pe umăr, că mă durea umărul și îmi dădeau cu cremă. Și am îmi zice, lasă, babi, când cresc eu, am să mă angajez la Apple. Să poftim, ce ai zis? La Apple, în America, mă angajez pentru că ți-am spus că vreau să învăț carte și să devin, să, să lucrez Un acolo. Un it de succes. Da. Și zic așa și am să strimit trimit o rentă viagere, o pensie, în fiecare lună în care tu să nu duci lipsă de nimic. Zi băi, Babi, de ce am trimis Babi bani dacă nu ești tu lângă mine? A, nu, știu cum facem. Te iau la mine în America. Îți <laughs> fac o cameră ta și ți-o utilez cu tot ce e necesar. Să nu duci lipsă de nimic. Dar vreau să te țin lângă mine. Păi și cum să, să nu te topești după asemenea să vorbe? Să-ți ajute Dumnezeu, da gemenii. Păi, papi, o las să plece în America, să se ducă, mamă, să treacă de America, să se ducă unde o fi mai bine acolo să se ducă. Uite, n-ați făcut, făcut copii, să-i aveți sprijin la bătrânețe, ca uite lucruri. Sau am făcut da. și eu copii, și nu au rămas lângă nu, mine. Dumneavoastră sunteți nu. genul de om care. Nu? ați cum acordat să libertate pentru fiecare. Cum să faci copii să-ți ajungă să-ți fie sprijin? Păi ce sunt? Infirmiere de serviciu? Ce sunt? Da. Nu există așa ceva. Copiii au viața lor, au dreptul să-și trăiască viața așa cum vor ei. Și să fie fericiți. Și să-și facă fericirea așa cum consideră ei că trebuie să-și o facă. Mai bună sau mai rea alegerile nu Eu nu m-am amestecat și nu mă voi amesteca niciodată în alegerile lor. Când a venit și mi-a spus, asta fac, fă-mamă. Chiar dacă poate eu, într-un un gher de suflet, am avut o undă de îndoială, de ținere. Da. Dar am zis, nu, fă -o. Și am zis, nu o fi bine, capul face, capul trage. Când ai capul de pragul de sus, îl vezi pe al de jos nu m-am amestecat și nu mă amestec și nu, nu, e treaba mea. Aveți convingerea că ceea ce a trăit până acum a fost scris? Cred că da. Cred că da, pentru că ți-am spus, dacă analizez soarta mamei mele și soarta mea, este indigo. indigo. Și aș fi vrut să iau legătura cu un om care să pricepe la treburile astea, să facă niște calcule acolo, am înțeles că influențează și numerologia, anul și nașterii, anul data nașterii, data, 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 și zodia, și planetele, cum se aliniază ele. Și Eu mai citesc, mă mai informez, mă lecturez toate astea și mai acumulez niște... Dar nu sunt expert, adică nu pot să... Dar sunt interesată de chestiile astea, că să știi că multe se potrivesc. Se potrivesc da. Și pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni pe care eu o să o rețin ca fiind una de colecție, aș mai avea o întrebare să vă adresez, deci. doamna Maria. Când ați plâns ultima dată și de ce? Acum în emisiune. Acum în emisiune. De dorul mamei mele și de nedreptățile care mi se fac mereu. Înțelegi? Văd că lumea de la zi la zi devine mai rea. Nu știu ce se întâmplă și pe ce pantă ne ducem, dar ne ducem spre, spre nicăieri. Alergăm spre nicăieri. Și e, e rău. E rău pentru noi. Nu pentru mine. Pentru noi. E prea multă răutate în jur. Prea multă violență. Prea multă mizerie. Te uiți la televizor, la știri, prea multă prefăcătorie, minciună, sunt diabolici, unii devin diabolici. Pentru a-și atinge țelurile și a fi acolo în vârf, calcă pe cadavre, împinge, nu ține cont că ăla poate este un invalid, că ăla poate nu e bolnav sau nu, nu ține cont nimeni de nimic. N-am auzit pe unul să zică, ba, am auzit de unul care are cancer și are nevoie de transfuzie. Mă duc să donez sânge. Eu la animei am donat sânge. Pentru vecina, prietena mamei mele, care a avut un cancer galopant și a avut nevoie de sânge. Și n-am spus la nimeni. Și m-am dus și am donat sânge. Nu am făcut toate analizele, bine, eu știam. Dar dacă fiecare dintre noi am gândit măcar o secundă din viață la binele pe care trebuie să-l faci. Să faci, uite, donând, nu știu, o jumătate de litru de sânge, o dată sau de două ori pe an, gândești că salvezi două vieți. Sunt oameni care au nevoie de lucrul ăsta în Accidente, sunt tineri, sunt copii, sunt. Mă doare durerea, mă doare tot ce se întâmplă. Dar lacrimile în jurul meu. dor sau vindecă la dumneavoastră? Lacrimile nu? vindecă, să știi. Uh, e ca o descătușare, este ca o curățire a Sufletului, spală Sufletul pe interior uh, și mi-a duce liniște, mă descarcă foarte, foarte tare. Uh, de multe ori e și fără motiv așa și dacă mă așez fac o treabă și obosesc și mă așez așa pe divan și în fața am icoanele și încep să plâng fără să vreau și mă scol de acolo alt om cu altă putere și mă duc după aia și în continui treaba cu puteri înzecite, parcă cineva îmi dă o forță, o forță nebănuită, o forță nevăzută. E cineva care tot timpul, sunt niște mâini nevăzute care trag de mine și zice, hai, nu e timpul să te odihnești, hai la treabă. Nu am timp de odihnă, sunt permanent în continuă mișcare Doamna Maria, vreau să vă mulțumesc că mi-ați fost alături pentru o oră În această emisiune pe care telespectatorii o urmăresc Trebuie să-ți mai repet ce ți-am spus de zeci de ori sau de sute de ori Că din secunda în care te-am întâlnit mi-ai fost dragă și mi-ești dragă Nu-ți mai spun, că știi deja Ești Mulțumesc un pentru minunat. tot ce m-ați învățat și am să iau exemplu de la dumneavoastră. Ești un copil minunat și nu știu dacă au văzut ele spectatorii, dar tot timpul tu ai avut lacrimi în ochi. Și ești atât de frumoasă. Mulțumesc mult. Și strălucesc acele lacrimi ca tot niște Toți copilul sunt fericirea mea. <laughs> exact. exact. Acolo ne găsim puterea. Vă mulțumesc cu, și eu. cu toată dragostea și mea eu și pentru tot ce ați făcut pentru mine, și la evenimentele pe care nu o să am le uiți cu, niciodată. Cu tot dragul, cu toată dragostea am venit, cu tot sufletul, și mii de mulțumiri, EtnoTV. Și noi vă mulțumim v-am considerat întotdeauna, de când ați apărut ca și nou televiziune înființată, de la începuturi până acum, aici, m-am simțit respectată și pusă în valoare de fiecare dintre pentru voi. Pentru că asta vă este locul. Și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima Și noi vă mulțumim doamna Maria Loga și pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!